Învie împrumutat de la CFR Cluj, de la campioana CFR Cluj. Florin Ștefan cere permisiunea arbitrului Radu Petrescu să revină pe teren după ce a primit îngrijiri medicale suplimentare în afara terenului. Se joacă 11 contra 11. Iată-l pe Mateiu, în careul advers. Mateiu cade Mitriță și Mitriță va fi eliminat. Mitriță este eliminat pentru al doilea galben. Incredibilă desfășurarea acestei partide, doamnelor și domnilor. Mitriță primește al doilea galben pentru o nouă simulare. Între timp, portarul Fer este căzut pe gazon acuzând o lovitură. Au cedat nervii jucătorilor Craiovei. Mitriță eliminat pentru două galbene. Face o adevărată criză de nervi acolo starul Craiovei, capitanul Craiovei, gazdele în 10 din acest minut 57 după eliminarea lui Mitriță. O lovitură dură primită de gazdele acestei partide. Mitriță a căzut în careul advers. Arbitrul Radu Petrescu a interpretat acel moment ca fiind o nouă simulare a lui Mitriță. Iată, cade ușor, e adevărat, din duelul cu Jovanovici. Încasează al doilea galben și este eliminat. Încearcă acolo să obțină ceva explicații Mitriță de la arbitrul Radu Petrescu, dar decizia nu mai poate fi întoarsă. Da, momente dificile pentru Craiova, condusă cu 1-0. Trupa lui Davis Mangia se vede nevoită, iată, să joace